2011 a fost un an mai slab pentru atletismul dâmbovițean la nivel de seniori. Campion al României în 2009 și 2010 pe distanța de 1500 de metri, George Preda a irosit șansa de a-și apăra titlul național în această vară, rezultat ce l-a dezamăgit pe Ciprian Prisăcaru, directorul clubului sportiv Târgoviște. Oficialul dâmbovițean nu își explică regresul lui Preda, mai ales că actualele condiții de pregătire sunt superioare celor de care a beneficiat sportivul în 2010. Oarecare nemulțumire mă apasă și pe mine, ținând cont de faptul că acum un an și acum doi ani George a venit campion național, iar în acest an a venit vicecampion național, în condițiile în care, aș spune, fără a exagera, că în acest an a beneficiat poate de susținere mai mare decât în trecut și m-aș fi așteptat să vină campion național cel puțin la 1500 de metri. Trebuie să identificăm de ce nu s-a mai întâmplat acest lucru și, cum am mai spus-o și cu alte ocazii, eu mi-am declarat intenția de a realiza la Clubul Sportiv Târgoviște o secție de mare performanță, o secție mixtă de atletism. O să am aici nevoie și de sprijinul antrenorilor pe care avem la secție, Cătălina Oprea, mai nou, Desdemona Banu și Nicolae Guțoiu, care probabil din septembrie vor porni o amplă acțiune de selecție, pentru că am constatat încă de când am venit aici că numărul sportivilor de atletism este destul de mic și trebuie să reîmprospătăm puțin activitatea, așa cum am făcut și la secția de box, așa cum încercăm să facem și la lupte prin aducerea Mihaelei Sadoveanu Panait ca instructor sportiv. Vreau să reanimez puțin secțiile care au avut așa o situație de instabilitate, să spunem.